Începutul anului 2022 a fost marcat de evenimente tragice în rândul elevilor. Săptămâna trecută, un tânăr de 15 ani din Năvodar s-a spânzurat de un pod feroviar. La doar două zile de la incident, o tânără de 14 ani din Corbu a încercat să se sinucidă cu un pumn de pastile. Din fericire, o prietenă a salvat-o pe fată la timp. Astăzi, o elevă din județul Gorj s-a aruncat de la etaj după o ceartă cu diriginta. Din fericire, copila a scăpat cu bine. Asociația elevilor din Constanța a solicitat de urgență luarea unor măsuri concrete și asigurarea accesului la consiliere școlară de calitate în școli. Special din cauza pandemiei și perioadei de izolare, foarte mulți tineri au probleme cu a se reintegra social și au suferit de anumite sentimente de singurătate, tristețe, furie. Astfel de tragedii pot să fie prevenite, însă doar dacă autoritățile iau măsurile necesare, iar pentru asta considerăm că este foarte importantă existența consilierii de calitate în școli. La momentul actual, un consilier școlar este repartizat către 600 de elevi, fapt care nu-i dă timpul necesar nici măcar pentru a face o oră de consiliere pe semestru cu fiecare elev. Considerăm că în acest sens, acest număr ar trebui să fie scăzut la 300 pentru a ne asigura că fiecare tânăr și fiecare elev are acces la consiliere. Specialiștii avertizează că timpul prelungit petrecut cu ochii în ecrane este extrem de dăunător pentru sănătatea psihică a adolescentului. Părinții sunt sfătuiți să ia urgent legătura cu un psiholog în cazul în care copilul nu mai mănâncă și ajunge să petreacă până la 12 ore online, devine violent atunci când cineva îl întrerupe din activitate și în lipsa acesteia este furios, constant, absent, nemulțumit și nu interacționează cu cei din jur. Performanța la școală poate fi de asemenea afectată, la fel ca și prieteniile pe care odinioară le avea cu alți copii. Adolescenții petrec foarte mult din relațiile lor sociale, le petrec în fața calculatoarelor, în fața telefoanelor, își întrețin, să spunem, relații la nivel social, fie într-unul în care vedem că un adolescent stă 10-11 ore în casă în fața unui calculator. Asta ar trebui să ne ducă un semn de întrebare. El trebuie să iasă, să socializeze. Iar în ultima perioadă, de când au fost necesare măsuri de izolare și distanțare fizică, dezechilibrele psihice ale tinerilor vulnerabili s-au accentuat și mai mult. Educația de acasă, cum trăiește în familie, de la părinți, de la anturajul care e... Asta, cred. Din partea, în primul rând, din partea părinților și în al doilea rând din partea societății, pentru că ajunge la o vârstă la care, nu știu, lumea are așteptări. Vorbim de o vârstă cu totul specială și cu totul specială mă refer la faptul că este vârsta în care adolescentul nu prea știe exact ce este și cine este și ce ar trebui să facă, pentru că el nu este nici copil, dar nu este nici persoană adultă și totuși îi se cer foarte multe. Îi se cere să fie responsabil de faptele sale, să răspundă pentru acțiunile lui, să prezinte maturitate, să prezinte responsabilitate. La nivel mondial, sinuciderea este a doua cauză de deces în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani.